Pe 19 iulie sunt programate alegeri la AJF Argeș, actualul președinte Cornel Sorescu urmând să-și depună o nouă candidatură pentru această funcție. Voi depune candidatura din nou pentru funcția de președinte. Până pe 4 iulie toți care vor să-și depună candidatura au dreptul să-și depună candidatura la Asociația Județeană de Fotbal, urmând ca pe 5, Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal să valideze sau să invalideze anumite mandate pentru aceste funcții scoase la alegeri. Structurile sportive ce fac parte din cadrul Asociației Județene de Fotbal Argeș au posibilitatea la acest scrutin să desemneze doi vicepreședinți din cadrul lor. Acești doi vicepreședinți trebuie să aleși dintre membrii afiliați, deci reprezentanța ai membrilor afiliați. Persoane care să aibă funcții de conducere în cadrul structurilor sportive, gen președinte, vicepreședinte, secretar general sau alte funcții similare și să fie avut o activitate de minimum 6 luni de zile în această funcție. AJF Argeș este văzută foarte bine la nivel central și este cu certitudine cea mai bine organizată, astfel că nu ar fi surprinzătoare o victorie a actualei echipe de conducere.